situații, însă trebuie să înțelegem că suntem într-o situație nouă pe cu care nu ne-am mai întâlnit. Domnule Câmpean, vă rog foarte mult să mă scuzați, vă întrerup pentru că alături de noi este președintele Traian Băsescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Băsescu, pentru că sunteți alături de noi. Bună ziua! Domnule președinte Băsescu, avem această situație absolut hilară. Pe de-o parte, după ce luni administrația prezidențială ne-a spus că nu a existat niciun fel de ingerință, astăzi aflăm că este convocat pentru mâine CSAT la ora 14. În același timp, doi candidați au contestat la CCR aceste alegeri. Ni se spune că totuși a existat posibilitatea unor atacuri cibernetice ale unor actori statali și non-statali. Cum vedeți această situație? Vă rog! Doamnă, o văd în primul rând nebuloasă. Nu e foarte clar motivul pentru care se convoacă CSAT-ul. Cred că trebuia să fie mai clar în explicație, având în vedere contextul public și al alegerilor. Ei sunt prea eliptici și lasă loc de interpretare. Doi, contestarea la Curtea Constituțională este o acțiune legală. Problema este dacă nu cumva este și o acțiune controlată politic. În sensul că PSD-ul va uza de cei patru judecători pe care îi are acolo ca să obțină o rezoluție care să-i convină. Marea realitate este următoarea. Anularea turului întâi la care visează PSD-ul și PNL-ul nu este posibilă constituțional. Voturile sunt în urnă. Da. Deci nu se poate spune că a fost declarat un câștigător sau un locul 2 sau un locul 3 pe voturi care n-ar fi în urnă. Voturile sunt în urnă. Voturile au fost băgate de oameni. Fiecare buletin de vot a fost băgat de câte un om. Și aici se termină ce ar putea să stârnească sau să genereze acțiunea Curții Constituționale. Deci oamenii au fost, au semnat acolo în registru, buletinele de vot sunt în urne, au fost numărate, astea sunt procesele verbale semnate de reprezentanții tuturor partidelor aflați în secții. Marea problemă este cum s-a ajuns ca 2 milioane de oameni să voteze un necunoscut. Dar asta nu mai e treaba Curții Constituționale. În primul rând e treaba AEP-ului, să afle cu ce bani. Domnul Georgescu ne-a spus că n-a cheltuit niciun ban, a arătat cheltuiel zero. Și AEP-ul ne-a spus adevărat, asta, oficial astăzi, 0 lei în campanie. Da, este adevărat, dacă ne uităm în presă, în presa scrisă, în presa audiovizuală, da, pe stâlpi, prin oraș, în locuri de afișaj, nu vedem nicio poză cu domnul Georgescu. Da. Deci este evident că a avut o campanie făcută pe TikTok. Au fost afișe, domnule președinte, la locurile de afișaj. A avut afișe în întreaga țară. Acest Georgescu a avut afișe în întreaga țară și nimeni nu s-a sesizat. Doamnă, eu recunosc că n-am văzut niciun afiș cu domnul Georgescu. Probabil a avut. O fi avut. Dar atunci nu putea să prezinte factură cu zero cheltuieli. Corect. Dumneavoastră ați văzut totuși un afiș cu Georgescu? Am pozele, am dat ora trecută aici de la locuri de afișaj din întreaga țară și mai mulți chiar le dăm acum, da, în județele din țară, nu neapărat în București, dar în județe au fost aceste afișe. Dar, domnule președinte, da, le-am și arătat acum fără niciun fel de date, da, adică n-au fost codul de mandatar, n-a fost tirajul, absolut nimic. Dar AEP-ul ne-a înștiințat astăzi că zero la contribuții, zero la finanțare și la cheltuieli.
Domnule președinte, în condițiile astea, este clar că suntem într-o situație penală. Dar nu poate stabili Curtea Constituțională dacă a avut afișe și banii cheltuiți au fost zero. Nu poate stabili Curtea Constituțională. Trebuie să fie predat dosarul de către AEP la parchetul general, la DICOT. Pentru că discutăm de fraudă financiară la alegeri. Dar mă îndoiesc, am văzut că AEP-ul spune că nu are nicio probă că s-au cheltuit bani. Așa e. Așa e, dar vreau să vă mai întreb ceva. Ne-am lămurit aici cu partea asta a finanțării, treaba acestor instituții. CCR-ul nu are cum să decidă nimic despre povestea asta, dar CSAT-ul despre ce va decide? Pentru că ni s-a spus acolo că e vorba de actori statali și non-statali care s-au implicat în aceste alegeri la nivelul suportului electronic, da, al acestor alegeri. Doamnă, mie mi-e foarte greu să înțeleg cum ieri nu era nimic, iar astăzi avem toate nenorocirile pământului, ce actori statali, cine statali. Deci el nu aveam nimic. Președintele României a spus că nu are nicio informație că ar fi ceva în neregulă. Deci mă tem că am intrat într-un joc cu care o să stricăm definitiv nu numai imaginea domnului Georgescu, dar o să o stricăm pe a României, de proști ce suntem. Adică ne apucăm, vedem că n-au ieșit primii doi de la primele două partide, de la PSD și PNL, și atunci ce facem? După ce trece turul 1, încercăm să-l anulăm. Ar fi o mare greșeală. Georgescu trebuie bătut tot în turul 2, odată, și dacă sunt elemente care arată fraudă financiară în favoarea oricăruia dintre cei doi aflați în turul 2, să sisteze validarea până când se clarifică lucrurile. Când s-au clarificat, unul merge la pușcărie și unul la Cotroceni. Adică să avem o suspendare în acest moment a alegerilor? Nu o suspendare a alegerilor. Vreau să fiu foarte clar. Da. Alegerile trebuie să meargă înainte, pentru că acum n-am decât bănuieli. Ori pe bănuieli nu poți să oprești un proces. Dar după ce se termină alegerile, mai este procesul de validare, care durează 5 zile, 10 zile, 20 de zile. În acel interval, trebuie să spună, am găsit fraude sau n-am găsit. Dacă n-a găsit, n-a găsit. Se validează alegerile. Dacă a găsit la unul din cei doi competitori, pe unul îl arestează și pe altul îl trimite la Cotroceni. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte.